Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru vineri. 1 decembrie intrăm într-o cu totul și cu totul altă energie. Am multe lucruri să vă spun. În primul rând vă spun la mulți ani tuturor românilor. Indiferent că sunteți în țară, indiferent că sunteți plecați peste hotare, nu contează inimioara voastră tot de românie. Uh. Ce vreau să vă mai spun, intră Mercur în Capricorn, se întâmplă lucruri, se schimbă energiile, suntem în energia soarelui și cu roata destinului. Deci, dragilor, multe lucruri ies la suprafață prin luna decembrie și așa cum ziceam și în previziunile pentru următoarea săptămână, mare atenție în relația cu femeile, în general vorbind, da, că na, noi vom fi ceva mai ciudate, da, mai puse așa pe mister, mai puse pe poate un mic mare scandal, cine știe, suntem ceva mai dure, da? E o perioadă, după aia, spre finalul anului, o să fiți și voi bărbații, stați liniștiți, deci toată lumea e la rând, poate ați fost și voi undeva final de octombrie, noiembrie, e, acum a venit și rândul nostru. Intrăm în energia lunii decembrie, mult mai bună, mult mai liniștită, este o lună în care, în sfârșit, vedem adevărul, vedem lucrurile altfel doar că știți cum este trecerea spre 2024, care vine cu o foarte mare predispoziție spre procese, spre probleme legale, spre. Um tot felul de energii din acestea ciudate. O să discutăm. Momentan, hai să ne bucurăm de decembrie, ne bucurăm că începem să vedem lucrurile mai clar, răsare soarele, deci vedem cu adevărat ce ne-a agitat în noiembrie, vedem dacă a fost real, dacă a fost imaginar, dacă ne-am ascultat intuiția, dacă n-am făcut-o. Cumva se deschide o perioadă mult mai bună din punctul meu de vedere, da? răsare soarele pentru toată lumea acolo și da, să știți că este o perioadă destul de ciudată. Cred că deja se simte energia lui Venus. Venus care este guvernatoarea zilei de vineri și care e prin cuadratură cu Pluto. Nu prea se simte ea bine acolo. E și la nodul sud. Deci e un moment așa intens. Da? Și din acest motiv zic eu că de săptămâna viitoare doamnele și domnișoarele da, vor acționa. Și repet, trebuie să fim atente da, ce facem, să nu dăm în chestii chiar negative și... Urăcioase, pentru că există o predispoziție de sadism, de da, în prima, în prima parte, apoi lucrurile se liniștesc. Acum poate să fie și o perioadă în care suntem foarte prinse pe muncă, ne pregătim de sărbători, avem multe proiecte și încercăm să ne. Uh, facem cumva timpul ca să fie lucrurile bune. Da, nu ne neapărat nevoie acum să se întâmple și să facem nu știu ce nefăcut, dar hai să fim pozitivi. Ziua de 1 decembrie, așa cum e în fiecare an, vine cu magicianul care ne găsește prins cu tot felul de activități, poate facem mâncare, poate ne mai bucurăm, doar că 1 decembrie vine cu justiția și cu marea preoteasă. Deci, dragilor, în primul rând, 1 decembrie vine cu desecretizări. Lucruri care ies la suprafață și acum na, cei care vă știți curați și cei care vă știți că ați fost corect, că ați fost la locul vostru, o să rămâneți surprinși de lucrurile pe care le aflați cei care ați știut că ați mai încercat să o învârtiți cumva ca să fie bine pentru toată lumea, ei tot se află, da? Că e de bine, că e de rău, na, mai aflăm lucruri. Domnul Mercur se mută în Capricorn. Așa cum am vorbit în previziunile generale, în horoscopul general pentru toate zodiile pe care îl ai, o să-l atașez și în videoclip, Mercur intră în Capricorn pe 1 decembrie, o să fie retrograd de sărbători, se plimbă între Capricorn și Săgetător, dar nu e asta un, un, un cap în de lume. Ideea este, dragilor, că Mercur acolo în Capricorn, să știți că ne ajută foarte chiar ne ajută mult, ne responsabilizează, începem să devenim mai organizați, începem să vedem lucrurile altfel. Poate să fie și o perioadă în care suntem porniți pe a rezolva tot felul de chestiuni legale. Pot fi chestiuni legate de autorități, pot fi chestiuni legate de um, responsabilități pe care le avem. Cumva, dacă vreți, e un moment acolo în care uh, începem cu toții să fim mai organizați, începem să, fi, să fim mai bine centrați pe ceea ce vrem. Da? Și asta e bine, mintea e mai organizată. Felul în care vorbim e mai organizat. Și o să vedem că o să facem foarte multe drumuri spre instituții publice, spre locuri din acestea importante, tot felul de discuții care vor fi în spațiul public legate de conducere, legate de șeful, legate de acte, legate de uh, responsabilități, dar la modul general vorbind, nu vreau să discutăm despre ce e în lume, că nu oricum nu putem să schimbăm și nu oricum dacă știm dinainte, nu avem ce să facem, așa că mai bine nu părerea mea. Da, și stăm bine așa, hai să stăm în energiile noastre, că am mai văzut comentarii, da, apreciez grija fiecăruia, așa este, dar aici, dacă sunteți atenți, eu mai dau și anumite chestii, da? mai spun și anumite lucruri. așa. Bun, a, Mercur acolo să știți că ne ajută, ne ajută în primul rând să vedem lucrurile cumva mai, mai clar, ne ajută să ne organizăm în așa fel încât uh, să găsim o cale de mijloc. Dacă vreți să ne faceți să fim ceva mai dur, ceva mai rațional. Și asta e de bine, e de bine. Că în noiembrie, ce să zic, că toată lumea a funcționat numai pe emoții și a fost tot un haos, da? E, acum lucrurile se mai liniștesc, doar că, na, știți cum e, realitatea mai e și dură, nu e numai uh, așa drăguță și frumoasă. Știi cum e, când aprinzi lumina și vezi o persoană, uh, poți te sperii sau poți te bucuri, depinde de fiecare. Cam așa și în luna decembrie pentru toată lumea. Cred eu că vibe-ul pe care îl avem cu toții pe 1 decembrie va conta foarte mult pentru toată luna, așa că v-aș recomanda să fiți într-o stare bună, să faceți lucruri frumoase, să vă bucurați de tot ceea ce aveți în jurul vostru. Da? Bun, cam atât în mare parte. Vreau să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie. Nu o să insist foarte mult că e și pentru mine 1 decembrie. E și pentru mine o mini vacanță. Bine, teoretic, practic vă așteaptă surprize plăcute. Vreau să ne axăm în primul rând pe Mercur în Capricorn pentru fiecare zodie, pe unde intră, ce se întâmplă și care e treaba pe acolo, cam ce ar putea să, să se întâmple. Da? Începem cu berbecul. Dragi berbeci, pentru voi Mercur intră pe casa 10 -a și acolo vă ajută foarte mult. În primul rând se îmbunătățește comunicarea cu șefii, aveți mai multe drumuri de făcut spre instituții publice. Este o perioadă în care aveți o mai mare forță de a acționa, aveți o mai mare putere în vorbă. O perioadă în care o să postați mult pe site-urile de socializare sau o să vreți să fiți mereu în centrul atenției și e ok, reușiți, momentan e de bine, o să discutăm când începe retrogradarea Mercur. Cumva până pe 13 decembrie e lumea voastră tot înainte, apoi o să, o să discutăm la previziuni că e, e intens ce se întâmplă pe acolo. Și ce să zic, o perioadă bună pentru tine, o perioadă în care poți să mai rezolvi anumite lucruri, chiar dacă pot exista și mici mari tensiuni pentru berbec la un moment dat, dar asta nu e un capăt de lume. Poate mai e un drum de făcut pentru a rezolva ceva important, că e la medic, că e cu niște acte, că e pe altă direcție, important e că rezolvi problema. Hai să vedem ce zice tarotul pentru 1 decembrie. Ce faci tu de 1 decembrie? Dacă vrei așa e o zi în care mai stai prin casă, prin familie, vezi că pe acolo apar tensiuni și e posibil seara să zici gata, ies cu prietenii, nu mai trebuie. Da, sunteți acolo, pot apărea tensiuni, n-a ce să facem pentru toate zodiile, de asta nici nu vreau să intru în energie, hai să ne bucurăm de viață. Ha, bun. Cavalerul de monede, 6 de monede, bun, avem aici o Stabilitate foarte mare, uite, este o zi în care faci un drum spre cumpărături sau uh, poate primești un cadou, primești o atenție, o zi în care totul se mișcă așa încet și sigur. Apoi avem aici valetul de cupe, o veste bună pe care o primești de la o persoană dragăție, poate să fie vorba despre un copil, despre persoana iubită. Cite emoții noi pe care le simți, iar ultima carte este 5 de cupe. E eh, Ceva nu-ți place aici, ceva nu-ți convine, te uiți spre partea goală a paharului, însă, dragi bărbeci, vedeți că este o zi în care vi se cere maturitate și o să vi se ceară foarte mult, cel puțin weekendul ăsta și perioada asta ni se cere să abordăm lucrurile cu maturitate. Este important, dragi berbeci, să vă ascultați foarte mult partea rațională, mai ales în decembrie, dar în special în ziua de 1 decembrie. Deci lăsați emoțiile puțin deoparte. Da? că trebuie să găsim un echilibru în noiembrie a stat pe emoții, acum gata, nu mai stați pe emoții, acum stați pe rațiune, că asta e viața, da, cumva le, le alternăm. Zodia Taur. Trași tauri pentru voi, Mercur intră pe casa noua și este o perioadă ceva mai liniștită, să zic așa. Vi se mai luminează mintea, mai vă pregătiți acolo pentru un drum îndepărtat, mai vin niște rude în vizită. Poate este și o perioadă bună de studii pentru Taur, pentru că vă puteți organiza foarte mult, dar vedeți că trebuie organizare acolo, trebuie muncă, da, nu merge așa cu una cu două. Capricornul are o energie totuși de organizare, de perseverență, de atitudine e, e o perioadă bună pentru tauri, mai ales până pe 13 decembrie, că apoi mercur intră în retrogradare și schimbăm povestea, dar momentan e bine să studiezi, să înveți, să faci drumuri, să rezolvi chestiuni legate de acte, poate e ceva legat de bani de un parteneriat, poate pentru unii tauri știu eu vă apucă dragostea prin străinătate sau găsiți acolo niște locuri foarte interesante pentru pentru voi, da, hai să vedem dragi tauri se deschide o perioadă mai bună, zic eu, cel puțin pentru sufletelul tău o să simți ca o gură de aer proaspăt și o să poți să te organizezi mai bine, indiferent ce vrei să faci. Care treabă cu un covor, deci are o plăcere. Ia uite, vai, deci dacă o filmez, nu, nu e adevărat. <laughs> are o plăcere cu un covor să te urce pe el. Cam așa și voi. Vă urcați sus. Uite, împărăteasa 6 de monede, eh, mai bine, de atât n-are ce să fie o zi în care primești bani, dai bani la rândul tău. Poate investești în propria plăcere, poate mănânci ceva bun sau poate este o zi în care primești cadouri. Primești recompense, primești reduceri. Te urci undeva. Ești la înălțime, ca să zic așa. Apoi avem 10 de cupe, deci o zi foarte confortabilă pentru tauri, o zi relaxantă, liniștită, chiar o zi în care. Uh, vreți să vă simțiți bine. Doi de spade, doar că la un moment dat ceva parcă vă dă vouă cu virgulă, la un moment dat parcă teoria din mintea voastră nu e aceeași cu practica și nu vreau să știți ce să mai spuneți. Da? Uh, un moment rastauri în care și voi sunteți foarte bine treziți la realitate și vedeți că are legătură și cu viitorul vostru. Da? Zona de online, tot ceea ce ține de prietenii voștri, poate e un moment în care începeți să vedeți lucrurile mai clar. De săptămâna viitoare, și Neptunie a mers direct, deci lucrurile încep să meargă în luna decembrie, mult mai mult decât au fost până acum. Deci, pisica s-a urcat pe acolo, pe sus, a venit pe mobilă și acum e deasupra mea, undeva pe o noctieră. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, Mercur al vostru, cum să vă zic eu, intră în Capricorn. Op se deschide o perioadă în care sunteți plin de treabă, plin. Foarte mult gemeni, posibil uh, acum să spuneți băgat. Până aici. Mă apuc frumos și văd. Care e problema cu banii? Uh, foarte mult gemeni o să fiți concentrați pe bănci, pe colaborări, pe toată partea asta de uh, birocrație. O să fiți foarte mult concentrați în următoarea perioadă pe a vă face curățenie prin viață și vedeți că Pluto de acolo vă susține. Da? Vă susține curățenie, dragi gemeni. Vedeți că uh, nu știu, Mercur acolo poate să vă trezească la realitate, să vă spună: Bă, uite că ai pierdut banii atunci, uite că puteai să cumperi mai ieftin, uite că dincolo, știu eu, era o reducere, și așa mai departe. Adică, cumva, acolo, Mercur al vostru în Capricorn vă ajută. Partea ciudată e că o să avem o perioadă aglomerată, da? trăim așa la plus infinit. Poate într-un sens pozitiv, nu știu, apar multe contracte, apar mulți clienți, este o perioadă în care avem mult de lucru, alții poate pur și simplu vă ocupați de curățenie, vă ocupați de chestiuni importante pentru sufletul vostru, însă, dragi gemeni, n-aș vrea să uh, fiu o persoană care vă supără pe voi prin perioada asta, mai ales săptămâna viitoare, pentru că, știți cum, sunteți avocați curați, chiar dacă aveți sau nu uh, facultate prin domeniu. Bine, acum Rădem glumim, da? nu se poate să ai o meserie dacă n-ai niște studii, dar mă refer că vă merge mintea, da? faceți niște conexiuni mari. O perioadă, aș zice eu, în care mulți gemeni vor începe niște schimbări, începând cu 1 decembrie, poate deja simți energiile, deja ești trezit așa la realitate, ceva care ai aflat sau ceva ce urmează să afli și care îți cam aprinde acolo beculețul, dar te cam și provoacă și acum trebuie să fiți atenți pe luptele astea de putere, nu vă jucați, da? nu vă jucați, încercați să vedeți partea practică a lucrurilor. Acum, partea bună e că de săptămâna viitoare se mai rezolvă lucrurile legate de cariera voastră, legate de viața voastră. Da? Momentan, Mercur acolo, da, cam până pe 13, vă face să faceți mai multe drumuri, ba la bancă, să vă nu știu, discutați mai mult cu colaboratorii, cu clienții, mai aveți drumuri de făcut pentru a rezolva chestiuni legate de o moștenire. Pentru unii pot fi și discuții serioase privind un partaj sau poate privind o mutare, o căsătorie, fiecare cu ce poate. Da, și se deschide o perioadă interesantă, foarte mulți gemeni veți trece printr-o perioadă de maturizare foarte bruscă, foarte dură, undeva să zic așa, Prima poate ia acum se revine asupra ei prin decembrie și să zic că abia prin ianuarie încolo vedeți exact cum stau lucrurile. E un moment bun, e un moment în care îți dai seama, uite acolo n-am făcut bine, uite acolo stai că n-am rezolvat, -o. adică tu acum acum gândești e bine. O să te mai întorci asupra situației prin decembrie. Ia decizia finală în ianuarie. O să-ți explic atunci de ce. Da? Uh, o perioadă bună pentru gemeni, aglomerată, repet, adică să vă așteptați să vă suni telefonul în continuu și să fiți provocați, dar uh, ideea e că vă ies și bani sau e de bine pe povestea voastră. Ia uite, doi de spade și cu lumea. Păi sunteți aici fără cuvinte, dragi gemeni, dar nu prea aveți chef de comunicare. Poate să fie și o zi în care e ca și cum spuneți, băi, m-am resemnat, am încheiat povestea sau uite, am înțeles ceva s-a încheiat, dar lasă că de acum mă schimb și eu, lasă că acționez cumva. Apoi avem doi de cupe, o întâlnire cu o persoană dragă 2 doi de cupe înseamnă și o colaborare, doi de cupe înseamnă și o întâlnire cu o persoană dragă iar ultima carte, 10 de bâte, poate să fie o zi ușor aglomerată în care ai foarte multe lucruri de făcut, dar poate să fie și o zi în care, să zic așa, Uh, încerci să scapi de o relație toxică, de ceva ciudat. E ca și cum vrei să ieși dintr-o poveste de iubire, vrei să ieși dintr-o colaborare, acum îți dai seama și spui bă gata, punct până aici. După aia, prin decembrie încolo. Te întorci, da, fie se întoarce persoana aia, fie spui tu băi, hai să mai stau, hai să mai gândesc, hai să mai văd, hai să mai învârt. Și. Uh, sfatul meu e nu da așteaptă că în ianuarie sigur iese ca tine. Da? Sigur, iese ca tine e greu, da, aia e, maturizarea lui Saturn e grea, dar e frumoasă, da, și nu vă zic cu răutate că și eu tot ascendem pe gemeneam și știu ce vă zic. Zodia Rac. Dragi raci, pentru voi mercur se mută pe casa șaptea, se deschide o perioadă, cel puțin până pe 13 decembrie, în care e bună comunicarea cu clienții. Faceți multe drumuri împreună cu oamenii din jurul vostru. Comunicați mai mult cu ceilalți semnați multe contracte, vă vin mulți clienți, intrați în contact cu foarte, foarte mulți oameni, mai aflați secrete, mai aflați una alta, se întâmplă tot felul de lucruri interesante, poate aveți și chestiuni legale de rezolvat pentru unii raci, posibil și acest lucru. Până pe 13 decembrie, repet, e de bine. Vedeți că zilele astea aveți o conștientizare foarte mare privind o relație, privind un contract și e bine să acceptați, dragi raci, că undeva prin decembrie o să fie o revenire asupra situației. Nu, nu. Abia în ianuarie o să vedeți exact cum stau lucrurile și o să vedeți că aveți dreptate. Regele de monede, arcana majoră, moartea, o legătură cu zodia scorpion, o zi în care ceva se închide, ceva se transformă aici. Mai văd și o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricor, ceva se închide, legat de bani. Poate este vorba despre un bărbat important din viața ta care trece printr-o perioadă de schimbări, de transformări. Apoi, temperanța, o legătură cu zodia săgetător, dar vezi tu, este și o zi în care trebuie să te împarți așa într-un mod egal. Încerci să convingi o persoană de un anumit lucru. Omul ăsta trebuie să se împartă în mai multe direcții. Ultima carte, șapte de spade. E, ceva nu vă place aici, ceva nu vă convine, dragi, dragi Ceva vi se pare ciudat. Acum este o zi destul de tensionată așa pentru toată lumea, Na, dar lucrurile se mai, se mai rezolvă. Cineva se simte mințit aici, trădat, furat, în legătură cu o sărbătoare, în legătură cu o sumă de bani, în legătură cu o situație anume. Zodia Leu. Dragi lei, Mercur se murtă pe casa 6 și acolo până pe 12-13 decembrie e de bine. Adică se îmbunătățește comunicarea cu colegii de la muncă, mai aveți niște drumuri de făcut până la medic, mai găsiți o soluție până pe 13 decembrie. Repet, că apoi intră în retrogradare și o să avem alte discuții că ajungești și prin săgetător și ne amețește pe toți de sărbători, dar revenind, deci se îmbunătățește, repet, comunicarea cu colegii, mai faci niște drumuri pe la muncă, îți mai vin rude în vizită, mai mergi tu undeva în vizită, Cumva apar tot felul de lucruri și, dragi lei, e un moment de trezire foarte bruscă la realitate și pentru voi, privind munca, privind sănătatea, privind rutina voastră zilnică. Acolo ceva nu este în regulă. Acum vi se arată. Zilele astea vi se arată, poate deja vi s-a arătat. Ideea este să acționați, da? să faceți ceva în acest sens. Oricum, pentru unii e ca și cum trebuie să închideți un contract, să pierdeți niște bani, să renunțați la ceva la nivel emoțional. Nu știu, spuneți ei, aia nu mai merge. Momentan e de bine. Vedeți că prin decembrie se revine cumva asupra, asupra situației și ar fi bine, din punctul meu de vedere, da, să luați decizia finală abia în ianuarie. Da? Lăsați acum că suntem cu toții cu sărbătorile, deci nu luați acum decizii extraterestre. Da din ianuarie încolo e și mercură, mergi direct, chiar de pe 1 ianuarie intră, deci. Ai timp să te și odihnești după revelion, ai timp să iei decizii. Momentan bucură-te de Mercur acolo că te ajută să-ți mai rezolvi din uh, din probleme. Hai să vedem dragile ce faceți. Ia uite împăratul. 2 de cupe. O legătură cu zodia Berbec. vezi că este un moment în care e o hotărâre importantă privind o relație. De asemenea, este un moment în care astăzi sau mă rog, în general, da, este o perioadă în care uite, tot ai stat, ai amânat o decizie și acum gata, se ia. Poate o veste bună pe care o aștepți de undeva de la distanță. 6 de cupe. 6 de cupe înseamnă o legătură cu un copil sau o legătură cu un suflet pereche. Ultima carte, 2 de monede. 2 de monede înseamnă un moment în care tu reușești să te împarți între două locuri de muncă, două situații, două relații. Este un moment în care e ca și cum încerci să convingi o persoană de un anumit lucru, încerci să negociezi ceva anume. Trebuie să vă împărțiți aici. Zodia Fecioară, dragi Fecioare, Mercur, tăticul vostru, schimbă Zodia, se mută în Capricorn și vă ajută de acolo să știți. Mai ales Fecioarele născute la începutul Zodiei, o să-l simțiți din plin pe Mercur și e de bine, e de bine de data asta. Până pe 13 decembrie, Mercur este în mers direct, deci vă ajută. Și anume, cu ce vă ajută? Să aveți o comunicare mai bună cu colaboratorii. Este o perioadă bună să vă rezolvați tot felul de chestiuni legale privind o afacere. Este o perioadă bună să faceți drumuri împreună cu persoana iubită sau să cunoașteți pe cineva pe la drum, cum se spune alții, este o perioadă foarte bună să studiați mai bine ce înseamnă dragoste, ce înseamnă copii, ce înseamnă plăcere, în general, vorbind că plăcerea asta, da, ține și cu, mă rog, și de suflet, și de minte și de fapte, da, cumva e cu totul așa. Pe de altă parte, e o perioadă pentru tine foarte bună pe a negocia ceva legat de un contract sau poate chiar este o perioadă bună în care, așa cum am zis, poate să apară iubirea pe unde te aștepți mai puțin. Niște discuții așa foarte clarificatoare, să știi cu partenerul de viață, cu un copil, poate sunt chestiuni legate de acte sau sunt chestiuni legate de planul acesta material pentru alții dintre voi. Na, acum dacă ești fecioară și ai probleme prin relații, uite, acum le poți rezolva. O să se mai revină și la tine da, asupra discuțiilor, asupra deciziilor, prin decembrie încolo, aproape de Crăciun, da. oricum părerea mea decizia finală e după 1 ianuarie, că ești tu relaxat așa după sărbători, nu are sens să faci chestii în grabă. Hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți voi. Gata, a început citirea. Dar ce faceți aici? Valetul de monede de 10 de spade. E un sfârșit aici, legat de o persoană din viața ta, legat de un proiect, legat de ceva anume. Te simți pus la pământ. Ceva se închide, da? Este un moment, dragi fecioare, în care sunteți foarte siguri pe voi. trei de monede, uite, aici studiez ceva, analizez ceva. Este un moment, dragi fecioare, în care. vă întâlniți cu niște prieteni, cu niște persoane dragi vouă. Regina de cupe, ultima carte, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Poate să fie și o zi în care ești mai sensibil din fire, dar uite, poți să intri în contact și cu o rudă, cu o persoană foarte dragă sufletului tău. Este o persoană pe care tu o respecti foarte mult, iar mulți dintre voi vedeți că e o zi foarte bună în care aveți intuiții. Uh, ca și uh, mic avertisment, așa, fără, fără să vă spălați pe mine de data asta, vineri seara luați și vă odihniți. Da? Luați și vă odihniți, nu exagerați cu absolut nimic, că nu aveți energia necesară. Da? Multă odihnă nu strică. Vine weekendul, meritați și voi puțin odihnă. Zodia balanță. Dragi balanțe, Mercur se mută în Capricorn și până pe 13 decembrie se îmbunătățește comunicarea cu familia, comunicarea cu rudele. Se reiau tot felul de discuții legate de acte, legate de proiecte, legate de procese pentru unii. Vedeți că poate să fie și așa ceva. Atenție pentru balanțele care vă știți că n-ați abordat lucrurile chiar atât de serios pe tot ce ține de muncă, pe tot ce ține de rutină zilnică, pentru că aici vedeți că vin plăți și sunt destul de puternici. Da? Venus, guvernatoarea voastră, în momentul în care mercur intră în capricorn, e în cuadratură cu pluto, da, e și conjunctă la nodul sud, o fie amicul benefic, dar în cuadratură cu pluto și la cei pe cer, credeți mă că nu e cel mai bun moment din lume. Acum nu vă speriați că nu se întâmplă neapărat vreo apocalipsă în viața cuiva, doar că mercur acolo cumva, dacă vreți, vă ajută să săpați foarte adânc și să fiți puțin sincer voi cu voi, da ce vă doriți cu adevărat de la viață. Ce vreți cu adevărat pe partea amoroasă, pe cine vreți cu adevărat. Profesional ce vreți faceți cu adevărat ce e corect, ce nu e corect. Oricum o să fie astfel de lucruri că Saturn face uh, sextil, da. Cu, uh, cu mercur deja e se simte. O perioadă zic eu, mai ales până pe 13 decembrie, în care vă mai vin rude în vizită. Vă mai duceți voi în vizită pe undeva mai aveți niște discuții intense în casă. Acum nu e pentru toată lumea negativ că na, mai aveți discuții ce faceți de Crăciun, de Revelion, unde mergeți sau cine vă vine în vizită. Deci vă imaginați acum că sunt lucruri apocaliptice. À, însă pot fi chestiuni care nu vă plac da? sau care vă creează o oarecare stare de disconfort. Soluția, va mai zis, dragi balanțe, e să fiți hotărâți. Da? E să fiți hotărâți, să știți ce vreți, că e cel mai sfânt așa. Cel mai sfânt așa. Pentru balanțele care știți ce vreți, acum e momentul vostru să vă clarificați povestea și tot înainte. Tensiuni, bineînțeles, pot apărea în casă și în familie sau în chestiuni legate de acte de trecut. Dar pentru balanțele născute cumva la început de zodie, acolo pot apărea confruntări și ce vă sfătui? Da, o să ziceți că am ceva cu voi, n-am nimic cu voi, nu v-am pus nodul sud în zodie, n-am pus planetele așa pe cer în cer, doar să vă dau sfaturi ca să ieșiți din poveștile astea, da doar pentru cei care vă regăsiți, cei care sunteți bine, tot înainte, hotărâți, luați, ale, mă rog, luați decizii și lumea voastră. Cei care vă simțiți așa blocați în anumite lucruri și nu știți pe unde să mergeți, ce să alegeți, cum să învârtiți, vedeți, fiți foarte atenți aici pe sextilul ăsta că, of, cum să vă zic eu, vă mai zis de Lilith că e pe unde e, păi trebuie să fiți foarte atenți, dragi balanțe, mai ales dacă vă știți că ați făcut chestii prin trecut nefăcute, da? că ați spus o minciună, că ați omis să spuneți o chestie, că v-ați bucurat de ceva, de un ban, de o apreciere mai mult decât trebuia, că ați făcut ceva. Vedeți că vine karma. Vine karma destul de intens și dacă vreți pentru unii poate zgudui destul de intens o bază solidă pe care o aveți. Că e vorba de o bază solidă a unei case, că e vorba da, de fundația unei case, la figurat vorbind, Doamne ferește să fie la propriu, fundația știu o carierei voastre, deci cumva acolo trebuie să vedeți ce faceți, trebuie să vedeți ce faceți. Este o perioadă, să zic așa, în care um, unii reușit să vă rezolvați niște probleme din trecut. Vedeți că acum cam apare situația, vedeți că situația așa rămâne, o să se revină asupra ei prin decembrie încolo, aproape de sărbători, dar nu rămân așa lucrurile, rămân cum sunt acum, cumva în ianuarie, abia atunci e bătut în cuie. Da? E bătut în cuie. Da, eu zic că e o perioadă bună, dragi, dragi balanțe. Bine măcar că pleacă Venus de acolo, de la nodul sud, că eu am mai zis-o de mult timp că nu e cel mai bun moment din lume. E un noroc acolo, dar îl mai facem și cu mâna noastră. Așa că ne simțim noi bine că e interesant, bun, și trece energia și după a trecut norocul. Da? Luați și profitați. Însă repet vedeți că este o perioadă destul de uh, ciudată pentru voi, repet, mai ales pe partea de acte, v-aș sfătui să fiți puțin atenți, da, fiți puțin atenți, nu vă jucați. Hai să vedem dragi balanțe. Împăratul, doi de băte. O legătură cu Zodia Berbec, dar și o așteptare mare în care tu ești pus. Văd aici o hotărâre importantă care se ia, dar este un moment în care e ca și cum trebuie să te hotărăști. Mergi în stânga, mergi în dreapta, ce faci? Apoi avem regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești sau o legătură cu o persoană foarte dragă sufletului tău. Poate să fie o persoană Apropiată de inima ta, poate să fie vorba despre o rudă sau despre o persoană mai uh, sensibilă din fire. Ultima carte pentru tine este Regele de Cupe. Foarte interesant, Regina de Cupe, Regele de Cupe. Ia uite, e un cuplu aici. E o discuție de la inimă la inimă, e ceva frumos care se întâmplă pentru balanță. Doar că e ceva ce nu vă place, ceva ce nu vă convine și încercați aici să uh, învârtiți cumva lucrurile. Zodia scorpion. Dragi scorpioni pentru voi, mercur acolo se mută pe casa a treia și o să fiți vorbăreți mai mult ca niciodată iese de săptămâna viitoare și venus din balanță vă lasă în pace intră în zodia voastră și. Ca scorpionul nu-i nimeni perioada asta. Uh, bine, mai e și săgetătorul ca tine, dar uh, sunteți diferiți, da? sunteți diferiți. Acum, ce face Mercur acolo? Până pe 13 decembrie, cam așa, se îmbunătățește comunicarea cu anturajul, cu rudele, cu vecinii, faci multe drumuri, ai multe discuții, poți să rezolvi tot felul de chestiuni legale, mai ales dacă discutăm de a închide, de a rezolva, de a rupe povestea. Ce se mai întâmplă acolo cu Mercur? Pe păi uite, poți să-ți rezolvi o problemă legată de o mașină, da, poți să înveți mai bine, să te organizezi mai bine și asta e ok, da, e ok. Pe de altă parte, vezi că e o perioadă așa în care trebuie o discuție cu adevărat sinceră și matură cu copilul tău, cu partenerul de viață, un partener de afaceri. Ceva cam, știi cum, trebuie, trebuie rezolvat acolo, da? Trebuie rezolvat acolo, ești conștient de acest lucru. Ce se discută, ce se face acum, o să încerci să revii asupra lucrurilor, bineînțeles. Fie tu, fie ceilalți, undeva prin decembrie, aproape de sărbători, dar în ianuarie lucrurile rămân stabilite, așa cum au fost acum. Da? Deci nu, nu există cale de, de întoarcere. nu e neapărat nevoie să revii asupra lucrurilor sau să te abazi de la ceea ce ai hotărât acum. E posibil să fie o predispoziție, da? cumva celălalt să zică, da, hai să mai dăm o șansă, da, hai să o mai Învârtim puțin, hai să mai vedem și cum e pe cealaltă parte, dar hai să mai vedem în stânga, hai în dreapta, depinde de tine, da, va depinde de tine toată povestea. Da. Și ce să-ți mai spun ție, da, este o perioadă destul de ciudată pentru, pentru Scorpion, cu nodul sud acolo, cu Venus, coadratura cu Pluto, deci nu e cel mai bun moment din lume, dar e un moment al adevărului pentru Scorpion și vouă vă plac chestiile astea. Da? E un moment în care, domnule, știți și voi una, ori e albă, ori e neagră da? și cu asta am spus povestea. Cam așa, cam așa e, e Mercur acolo și vă ajută, vă ajută mult să știți. Opt de băte, doi de monede. Ia uite, comunici foarte mult astăzi. Da? Ești prins așa între două lumi, două persoane, două activități. Poate negociezi ceva astăzi și eu, nu știu, poate unii lucrați, eu sigur o să lucrez de 1 decembrie că am treabă aici cu voi. De la muncă sunt liberă, da, aici trebuie să stau cu voi. Patru de bâte. Patru de bâte înseamnă o petrecere, o bucurie, mergi undeva, te simți bine, nu știu, e și în oraș, da, în centrul orașului, e o petrecere acolo, stai de vorbă cu oamenii, socializezi, Poate faci un grătar, poate știu eu, gătești ceva ultima carte pentru tine, 3 de spade, trei ăsta de spade mai înseamnă și un moment în care rațiunea cam frânge inima, da și luna decembrie e despre rațiune, e despre treziri la realitate, nu mai este despre emoții și despre. cai vers pe pereți, nu mai merge E sigur o să-ți placă, nici nu fac probleme, da sigur o să-ți placă, dar mai sunt și zodii cărora nu o să le placă energia asta, da. Acum, cu trei ăsta de spade e ceva. Neașteptat care se petrece, poate e o discuție, poate e o gelozie, poate e un gest pe care cineva îl face. Zodia săgetător. Dragi săgetători, mercur se mută pe casa a doua și gata, nu mai sunteți atât de vorbăreți momentan că o să intre înapoi în retrogradare prin. Prin apropiere de sărbători, dar momentan momentan. Hai să ne bucurăm momentan dragi săgetători Merg acolo pe casa banilor vă ajută tare mult să vă negociați foarte bine salariul să începeți să studiați mai mult un talent pe care îl aveți cu siguranță aveți voi acolo un talent cât de mic nu se poate, nu spuneți că nu, că nu vă cred merge și studiați-l cum citiți o carte, scrieți pe Google despre chestia respectivă și o să găsiți cu siguranță o grămadă de informații e liber acum de informații, nu mai să ai capacitate să le prinzi. Tu cu siguranță ai că ești vestit pentru așa ceva. Deci o perioadă bună, cel puțin până pe 13 decembrie, uite, poți să mai negociezi un salar, o avansare, poate știu eu o colaborare nouă, mai găsești ceva de muncă în plus. Ți-am zis, poate ai un talent, ai o abilitate pe care poți să o mai studiezi, poți să o mai șlefuiești acum și e de bine că vin bani. În viitor mă refer, imagina că descoperi talentul, ai descoperit talentul, te-ai pus gata de mâine, vin bani. Nu, în timp, da, în timp. Acum, vezi că este un moment în care sunt acolo niște discuții foarte serioase privind casa, familia și știi cum, Saturn acolo cred că îl simți ca pe o piatră așa care, care, care te trage în jos și te scurgi. E, e intens ce acolo, doar că, dragi săgătători, cumva trebuie să învățați să mai lăsați trecutul la în urmă și cumva este o perioadă în care se iau niște hotărâri aici destul de importante privind relația cu rudele, privind stabilitatea voastră din punct de vedere emoțional. Mai lăsați puțin pe ceilalți, v-am mai explicat, lăsați lumea că nu stați cu lumea în casă și nu vă dă lumea de mâncare. Asta chiar aș vrea să înțelegeți și cred că voi sunteți foarte înțelepți pe chestia asta și o să înțelegeți. E o etapă din viață, da? cu toții avem etape. Ce se hotărăște acum? Poate lega de casă, de familie, poate lega de stabilitatea ta financiară, stabilitatea ta emoțională, că vezi că de acolo pleacă toate. Tot ceea ce ține de casă, familie, deci toată zona aceasta. E un moment, dragi, dragi săgetători, nu știu de ce v-am zis capricorni, dragi săgetători, în care dacă vreți trebuie să acceptați o realitate. Așa cum e. E dură. Vedeți că Mercur acolo în Capricorn e dur. Nu stă așa, stă mângâie pe cap. E dur. E organizat. Asta e de bine. Doar că, știți cum. E o trezire așa la realitate destul de intensă pentru voi. Și o să reveniți asupra lucrurilor, asupra deciziei, și se vor relua discuții undeva în apropierea sărbătorilor, în apropierea Crăciunului. Dar cumva lucrurile să știți că așa rămân, cum s-au început acum, poate doar vă lipseau niște informații și trebuia să le accesați sau niște informații trebuiau să vi se ofere, că e și asta ceva și undeva în ianuarie, așa cum ziceam pe la începutul lui ianuarie, gata, se rezolvă povestea și uh, totul rămâne așa. Bun, hai că e o perioadă în care ne bazăm pe tine, e o perioadă în care considerăm că ne ești sprijin, ce să facem? Da? Marte în zodia ta, de deci ce ai energie, soarele în zodia ta, avem nevoie de tine, avem nevoie de tine ca de aer perioada asta, deci contăm pe tine să ne ajuți. Hai să vedem, dragi societători, probabil toată lumea contează pe voi, că na, dacă, energia, dacă energia mare e la voi, ce să facem? Acum faceți și voi ceva cu energia asta, mai faceți sport, mai nu știu, întâlniți-vă cu partenerul, investiți energia aia într-o pasiune, într-un talent, faceți ceva constructiv. Da, 2 de monede și 3 de bâte. Uite, un drum pe care îl faci sau ai mai multe drumuri de făcut. Nu știu unde să te duci, ba în stânga, ba în dreapta. Unii poate aveți o negociere aici importantă de, de purtat. Regina de cupe. Uite și tu ești mult mai sensibil astăzi sau te vezi cu o persoană foarte dragă inimii tale. Poate să fie o rudă, poate să fie o persoană apropiată de sufletul tău. Ultima carte, regele de cupe. Ia uite, un cuplu, cuplu regal. Stai cu partenerul de viață, ai niște discuții aici de la suflet la suflet. Mergi și îngrijești pe cineva sau încerci să dai un sfat unei persoane. Poate te vezi cu două cupluri, nu știu, te duci la părinții tăi, trebuie să mergi la părinții partenerului și așa mai departe. Deci pot fi și astfel de, de chestii pentru unii. Dar e de bine, pentru că văd bucurie, mi-a apărut și soarele, deci cumva ziua de 1 decembrie e destul de, de liniștită pentru tine. Zodia Capricorn. Dragi capricorni, mercur intră în zodia voastră și începeți să comunicați mult și bine. E ok, doar că vedeți că nu aveți energia necesară momentan, da, mercur în zodia ta, bineînțeles, te ajută să ți meargă mintea altfel, începi să fii mai comunicativ, ești pus pe drumuri, vrei să faci mișcare, vrei să acționezi, bineînțeles, organizat, organizat, știm totul organizat, totul pus la punct acum pentru tine e un moment bun, da? e un moment în care fie ne trezești la realitate pe toți, da? sau mă rog, oamenii din jurul tău, fie pentru unica capricorni este o perioadă în care învățați multe lucruri. Și uitați, dacă aveți ceva examen, dacă aveți ceva de învățat, orice, acum e momentul vostru. Fie voi îi învățați pe ceilalți și v-am zis, chiar vă vorbeam la previziunile pentru următoarea săptămână, nu de neapărat nevoie să predați acum nu știu ce cursuri academice. Nu știu să zic că na, îi organizez pe ceilalți, îi înveți, uite, trebuie să fii organizat te trezești la ora X, mănânci, bei cafeaua, faci asta, faci asta, apoi pauză, jumătate de oră, odihnă, chestiuni. Alții, nu știu, știți voi să faceți ceva bine și îi învățați pe ceilalți. Fie că înveți pe cineva o rețetă de făcut mâncare sau știu eu, deci pot fi chestiuni banale. Deci nu e neapărat nevoie să Predați nu știu ce chestii, unii poate da, poate chiar faceți asta, dar repet, e o perioadă superbă pentru capricorn pe studii, pe analiză și vedeți că ce informații primiți acum sau ce informații oferiți acum, ce reușiți voi să rezolvați privind o mașină, privind niște acte, dar aș merge mult că e vorba despre voi, despre voi, vedeți că se va dori să se revină asupra situației, asupra hotărârii sau asupra lucrurilor respective undeva în preajma Crăciunului, dar ă, stați liniștiți dacă din ianuarie lucrurile rămân tot ca voi. Da? Deci nu, nu încape discuția. Acum, da, ce să zic, e o perioadă bună pentru tine, doar că e un moment în care unii capricorni poate trebuie să învățați că mai aveți și altă menire pe lumea asta. Da? Poate e un moment în care te gândești să schimbi jobul sau te gândești să schimbi statutul. Roata destinului 8 de cupe. E, aici se pare că ceva se abandonează, ceva se lasă în urmă. Poate aveți ceva programat și renunți, tai de pe listă. Alții vă gândiți așa și spuneți, uite, hai să dăm uitării tot ce a fost rău, că nu mai are sens și fie mergem de mână mai departe, fie mergem separat da? mai departe. Uite, uite puțin câtă oboseală aici, cât oboseală acumulată, deci multe activități, multă oboseală pentru unii dintre voi. Pot fi și chestiuni legale. Ia să vedem. 5 de bâte, o zi puțin agitată. Da, să știți că e o zi puțin agitată în decembrie pentru toată lumea, dar am vrut eu așa să nu mai amintesc, da, să vă bucurați și voi de 1 decembrie. Că da, chestiile astea apar la ordinea zilei, nu vă imaginați că sunt chestii apocaliptice pe cer, că nu, e chiar așa. Bine, sunt că Venus acolo care e guvernatoarea zilei de vineri se ceartă cu Pluto și ești pe la nodul sud, dar hai să fim pozitivi că lucrurile vor fi bune. Ultima carte, turnul, ia uite, e, uite cum încercam eu aici să o învârt cumva și nu mi-a ieșit. Uh, turnul înseamnă o rupere, înseamnă un adevăr, înseamnă o izbucnire a unei persoane, cineva care deodată, pac, trântește, izbucnește, Pune, gata, sunt așa, sunt invers. Unii uh, nu știu, parcă mergeți la o petrecere sau parcă se rupe ceva legat de uh, o distracție. E ca și cum uh, se termină distracția sau pentru unii capricorni poate fi o surpriză legată de o petrecere. Poate o surpriză legată de vreun flirt, un triunghi amoros, știu eu. Zodia Vărsător. Dragi Vărsători, pentru voi Mercur se mută pe ultima casă astrologică și se deschide o perioadă cel puțin până pe 13 decembrie în care o să comunicați mai puțin cu ceilalți, dar o să comunicați foarte mult cu voi, cu subconștientul vostru. Și o să începeți să studiați tot felul de subiecte din astea care mai de care mai ciudate, mai de nișă, mai ascunse, nu știu, se găsesc informații greu pe domeniile alea, unii vărsători începeți să visați mai mult sau este o perioadă în care începeți să vă interpretați visele, începeți să faceți tot felul de conexiuni și foarte mulți vărsători o să preferați cam până pe 13 decembrie așa și E de bine, după aia tot așa o să fie, dar Mercurie retrograd e altă poveste, deci până pe 13 decembrie, da? Uh, o să preferați să călătoriți prin locuri mai ascunse, adică să zic că te duci la cumpărături. Dacă până acum mergeai așa prin mijlocul străzii, acum preferi așa să mergi mai într-o parte. Da? Uh, Călătorii în locuri ascunse, nu știu, biserică, mănăstiri, știu eu, locuri din astea mai retrase, mai ciudate, laboratoare, medii rurale, medii în care se ajunge greu, deci cumva spații din aceste ciudate. Și foarte mulți vărsători sunteți într-o perioadă bună să mai analizați puțin așa subconștientul vostru. Chiar ar fi bine, chiar ar fi bine. Și vedeți voi, este și un moment acolo de trezire la realitate privind aprecierea pe care o aveți față de voi și față de ceilalți. Da? E legat și de bani, dar e legat și de cum să-ți spun eu de iubirea față de tine, iubirea față de ceilalți, acum nici nu știu cum să o zic că nu vreau să o zic aici, după vă supărați pe mine, cei din comunitate, mă știți că acolo sunt mai tranșantă așa și mai detașată, vedeți că e o perioadă în care trebuie să învățați lecția banilor și vă spun doar pe scurt că în comunitate le-am ținut celor de acolo o mică predică, n-a fost cu intenție, ei știu că nu, am intenții rele, dar poate pentru unii chiar au contat mult informațiile alea trebuie să fii atent pe bani. Da? Saturn acolo spune că trebuie să înveți lecția banului. Da? Că banul ăsta e o energie, vine și pleacă. Vine și pleacă și tu dacă nu-l dai mai departe, corespunzător, da, conform nu știu, muncii persoane respective, adică dacă ăla a muncit foarte mult, trebuie să plătești corespunzător sau poate pentru alții e vorba de faptul că voi nu sunteți plătiți cu Adică vedeți că pe undeva nu e în regulă ceva. Și Saturn a venit pe acolo să mai regleze puțin conturile. Și cu Mercur acolo sunteți foarte mult ajutați. Vedeți că se iau niște decizii. Poate legate de bani, poate legate de vreun talent pe care îl ai, poate legate de uh, zona aceasta materială, de încredere în tine. Ce decizie se ia acum sau ce conștientizezi acum? O să îți mai pui niște semne de întrebare sau o să reanalizezi? O să revizuiești puțin povestea. Undeva în preajma sărbătorilor, dar. Ce se decide acum să știi că așa rămâne? Da, atunci e doar așa, hai să vedem și altă poveste, hai să vedem și cealaltă parte. Și. O să vezi și cealaltă parte. Da, deci e o perioadă dragi vărsători în care. Nu știu, ar trebui ușor-ușor așa vă luați și voi vacanță, dar deja e ca și cum vărsătorul e într-un grup de oameni, dar n-are chef să comunice, dar nu are chef să comunice, e în lumea lui, ar vrea așa numai la un documentar, la un serial, la un film. Hai să vedem, dragi vărsători, ia uite, gata. 6 de cupe, valetul de băte. Uite, o legătură foarte puternică aici cu trecutul pentru unii dintre voi o veste bună legată de un copil, legată de un suflet pereche sau e ceva legat de o persoană foarte dragă sufletului tău. Asul de cupe înseamnă un nou început, înseamnă o bucurie. Acum nu știu ce nou început poate să fie în ziua de vineri, că na, începuturile astea nu vin așa deodată. O veste bună, o nouă emoție pe care o simți, mai așa o senzație de pace, de împlinire, parcă vrei să mergi într-un loc nou, să faci chestiuni noi ești mulțumit, împlinit. Apoi apare nouă de spade, da? Și din liniște asta, pac, a venit nouă de spade. Uite, tu cu Mercur acolo în Capricorn, dragi vărsători, multă odihnă, da? Puțină odihnă nu var strica. Vă stresați, ia uite, în legătură cu o situație, în legătură cu un bărbat, cu uniformă, în legătură cu un plan, cu o strategie, cu niște acte. Totuși fiți puțin atenți pe acte, da? În perioada asta. nu știți încotro vă îndreptați, nu știți ce ar putea să se, să se, întâmple. Zodia pești. Dragi pești, Mercur se mută în Capricorn și până pe 13 decembrie e în mers direct, e ok. Până atunci sunteți foarte bine susținuți pe relația cu prietenii, o să postați mai mult pe site-urile de socializare, o să stați mai mult online, dacă nu postați tot stați online, o să comunicați mai mult cu prietenii, este și o perioadă în care mai faceți drumuri, poate pe la un concert, poate știu eu pe undeva să vă relaxați, să vă simțiți bine. Și vezi tu, este o perioadă așa acum pentru tine în care încep să conștientizezi puțin cam cine e prieten, cine nu e prieten, încep să-ți dai seama cam pe unde te poziționezi ca și, ca și, viitor sau unii pești o să fiți foarte interesați de partea aceasta de viitor a voastră, da? Să știți și voi, bă, încotro merge relația asta, încotro merge parteneriatul ăsta. O perioadă în care, de asemenea, mulți pești, e ca și cum trebuie să predați celorlalți anumite lucruri, da? voi și capricornii, trebuie să predați celorlalți anumite lucruri. Poate luați cuvântul într-o ședință, poate sunteți puși să vorbiți în public și voi cum sunteți emotivi, dar nu știu cât de mult o să vă iasă. Bine, la modul general vorbind, că nu toți peștii sunt așa, da? Este o perioadă de maturizare, este o perioadă în care, uite, dacă vrei să-ți un discurs în public, o să fie mai ok. Dacă vrei să postezi ceva pe un site de socializare, o să fii ceva mai matur, mai asumat, mai altfel, așa, mai diferit. Și da. Este o perioadă bună pentru tine. Singura chestie e că e un moment de maturizare privind relația cu prietenii și privind viitorul prietenilor. Adică cumva trebuie să înțelegeți și voi că oamenii ăștia vin și pleacă din viața noastră. Ne naștem singuri, murim singuri, asta e viața. Toți oamenii care vin și pleacă, da, sunt... Acum au venit, stau câțiva ani, pleacă, deci nu-i neapărat să stea tot timpul după noi. Doar că voi mai aveți și niște personaje pe acolo care nu vă fac bine. Deci acum, auzi, vă mai dați seama. Da? ce e de durată și ce nu e de durată. La modul general vorbind, perioadă interesantă, aș zice eu. Da? Perioadă interesantă pentru pești. Ia să vedem noi. Pisicile sunt aici prezente, pisica doarme. Motanul și el este un moros. De asta nu vine pisica, adică e prezentă, dar nu, nu vine pe masă, că doarme. marele preot 8 de cupe, ia uite, Poți să ai o legătură cu zodia taur. O zi în care parcă spui: uite, hai să dăm uitării ce a fost, hai să dăm mână cu mână și să mergem mai departe, da? Să dansăm. Poate să fie și o zi în care unii pești, e ca și cum vreți să renunțați la o responsabilitate pe care o aveți, o responsabilitate de părinte. Poate știu eu, este un moment în care lăsați ceva în urma voastră. Asul de spade, foarte frumoasă energie în acest context. Asul de spade în acest context știi că vorbește despre o soluție pe care o găsești, o decizie pe care o iei. Și este un moment, dragi pești, de hotărâri din acestea mai drastice, mai radicale, să știți că na, e o perioadă destul de ciudată pentru toată lumea. V-am zis eu că e cu treziri la realitate, v-am zis de la început, suntem cu toții treziți la realitate. Și depinde de fiecare unde se află ce a făcut prin noiembrie octombrie ce a făcut până acum că v-am mai explicat e ca și cum mai stat până acum într-o cameră întunecată și ai zis bă sigur pe aici e drumul și se aprinde lumina și fie vezi perete în față și n-ai ieșire de acolo și aia e fie vezi ușa și poți să ieși depinde de fiecare ce ați făcut și pe unde vă aflați da șapte de bâte ultima carte ia uite ce putere ai tu aici dragi pești Uh, vedeți că Saturn acolo nu e rău, da? E adevărat, vă maturizează, vă face să fiți mai maturi, să eu știu eu, uh, când trece Saturn pe acolo, deodată, așa, în trei ani vă treziți cu riduri, cu de toate, da? Cu tot felul de chestii. Asta e viața. Trec, vin, sunt metode, scăpăm de ele, dar ideea e alta. Uh, Saturn acolo vrea să vă da putere, da? să vă conștientizați puterea, să nu vă împrăștiați, că voi vă împrăștiați puterea peste tot, la toată lumea, să ajutați pe toată lumea. E bine, doar că e un moment de conștientizare și vezi că în ziua de... Mamă, ce frumos! Deci vezi că în preajma zilei de vineri 1 decembrie, deci tu ai o credere în divinitate și ai o protecție uriașă, uriașă, da? Uriaș. nu există așa ceva da, poate să fie și vreun adevăr din asta care mai este la suprafață, că asul de spade poate să mai vină și cu asta, dar v-am mai spus cum e cu adevărul. Mai doare, dar mai și eliberează, asta e viața. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de vineri. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Vă doresc un decembrie minunat. Repet, se aprinde lumina. Gata. Începând cu decembrie, se aprinde lumina și vedem ce s-a întâmplat până acum în viața noastră. Vedem dacă am făcut bine, dacă n-am făcut bine, vedem care e hoțul, vedem care e persoana bună. Și asta e viața, da? Și deciziile ne, ne, aparțin în totalitate. Că, repet, astrele predispun și omul dispune, da? Că poate unii nu v-ați ascultat sau nu ne-am ascultat. Poate și eu, cine știe, că deja am început să aflu chestii, dar am rămas, nici nu știu, poate o să fac public vreodată, că probabil chiar merită persoana respectivă. Um, măcar să știe și alții, ca să se ferească, nu de altă că nu-i vorba doar de mine, da? E um, efectiv, se întâmplă da și se zic că dacă în noiembrie nu ți-ai ascultat intuiția suficient sau până acum nu ți-ai ascultat intuiția suficient în ultima perioadă, sau mai ales în noiembrie. Ă, da, acum ți-am zis ai ajuns la un zid și nu e ușa, e zidul și e blocajul da și spui aoleo n-am luat-o bine pe aici. Dacă ți-ai ascultat intuiția, ieși la ușă și când se aprinde soarele, ieși de acolo, da? e ușa, e geamul, e o ieșire. Înțelegeți la ce mă refer. Adică mai depinde de fiecare și unde vă aflați și nu e vorba de toată viața, că în anumite situații poate să fie bine, în anumite situații, uite, poate nu e bine. Da? Depinde de fiecare. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final, am avut multe de vorbit, sper să apară filmarea la timp, să aibă timp colegele mele să o, să o prelucreze, că ne-am mărit și noi echipa. Și ce să vă zic, că vă dorim o zi de vineri cât mai frumoasă, și vă dorim și o lună decembrie cât mai frumoasă, pentru că o să fie, credeți! -mă.